Salut tuturor! În acest videoclip vreau să vă arăt o partidă jucată între Constantin Lupulescu și Corina Peptan. Partida a avut loc în Timișoara, la memorialul Cristina Foișor, din 20 ianuarie 2018. În cariera ei șahistă, Cristina a obținut 5 titluri naționale la senioare și 3 la junioare, individual, și nenumărate medalii pe echipe. Din 1988 a participat la 14 olimpiade, jucând numai pe mesele 1 sau 2. A cucerit o medalie de aur și două de argint la Cupa Campionilor Europeni cu echipa AM-ului și a avut cele mai multe calificări la Campionatul Mondial Feminin. De fapt, s-a dedicat total șahului și poate de asta familia Foișor a fost, poate, cea mai șahistă familie din lume. Fica ei, Marea Maestră Sabina Francesca Foișor, este actuala campioană a Americii. Hai să vedem partida, care s-a jucat în runda 5. Albul a început cu D4, iar negrul a jucat calc la F6, C4 și E6. Este o mutare validă de pion, se pregătește dezvoltarea nebunului din F8, cal la C3 și nebun la B4 și avem Nimzo Indian. Calul din C3 este legat, dama la C2, se apără calul și nu se permite negrului să provoace albului pioni dubli. O altă mutare în această poziție este E3. C5, se atacă centrul, această mutare de pion permite damei să intre la joc la A5 și să pună presiune pe calul din C3. D bate la C5, iar negrul și-a pus regele la adăpost. A3, se atacă nebunul, nebun bate la C5. Albul își dezvoltă calul la F3. Lasker a spus acum mult timp că în deschidere e bine să ne dezvoltăm caii înaintea nebunilor. Cal la C6 și nebun la G5. Se dezvoltă nebunul pe cel mai avansat câmp, poziția negrului, legând calul din F6. Nebun la E7 și E3. Se permite nebunului de câmpuri albe să iasă la joc. H6, se atacă nebunul. O altă modalitate de a continua este dezvoltarea nebunului de câmpuri albe cu B6 și nebun la B7, pune nebunul pe diagonală lungă. Nebun la H4, A6, se controlează B5 și nebun la E2. Se dezvoltă ultima piesă și urmează rocada mică pe 6 și cu această putare albul și-a terminat deschiderea. Regele este în siguranță, turnurile sunt conectate, iar restul pieselor sunt dezvoltate. Nebun la B7, negrul trebuie să-și mute dama și și-a terminat și el deschiderea. În jocul de mijloc, albul are nevoie de un nou plan. El trebuie să înceapă un atac. Prima dată trebuie să-și găsească un obiectiv. Cel mai ușor obiectiv de atac sunt pionii slabi și câmpurile slabe. Pionii slabi sunt cei înapoiați, pionii izolați, pionii dubli sau pionii avansați. După ce găsim acel obiectiv pe care vrem să-l atacăm, trebuie să ne uităm la piesele noastre și să vedem cum ne pot ele ajuta să ne îndeplinim acest plan. Dacă nu sunt mutări de atac, trebuie să ne îmbunătățim poziția pieselor. De aceea, în partidă, albul a jucat turn Fd1, iar celălalt turn va ajunge pe coloana C. Turn la C8, turnul se află pe aceeași coloană cu dama. Nebun la G3, se previne dama la C7, negrul poate să joace D6 și dama la C7. În partidă, negrul a jucat cal la E5, se atacă încă o dată pionul din C4, iar acest pion poate fi apărat în trei feluri, cu cal la D2, cal la E5 și V3. În partidă, albul a ales cal la E5, D6, se atacă calul, dar pionul din D6 este legat. Albul contraatacă calul din A5 cu B4, forțându-l să meargă înapoi. Cal la C6, cal bate la C6, nebun bate la C6. Slăbiciunile negrului în această poziție sunt pionii din A6, B6 și D6. Următoarea întrebare ar fi: care slăbiciune ar trebui să le atacăm? Răspunsul este cele din centru. În partidă, albul a jucat dama la D2, atacând pentru a treia oară pionul din D6. Negrul și-a apărat acest pion cu cal la E8. O altă modalitate de apărare ar fi fost ca negrul să joace dama la D7 și turn F la D8. Hai să vedem această linie. Dama la D7 și dacă negrul bate la D6, avem turn Fd8, C5, se apără nebunul, dama la B7, nebunul este legat, se atacă și pionul din G2. Dama la E1, nebun bate la D6, turn bate, turn bate și C bate la D6.
Nebun bate la G2, nebun bate la A6, dama bate la A6 și rege bate la G2. În această poziție, albul are un pion în plus, dar regele negru este mai în siguranță decât regele alb, iar piesele negre sunt mai active. Să revenim în partidă, s-a jucat cal la E8, iar albul a răspuns cu E4, controlând D5 încă o dată, nebun la B7, mutare de retragere, dar turnul din C8 pune presiune pe pionul din C4. O altă modalitate era să se îmbunătățească poziția nebunului de câmpuri negre. Să punem la F6. Albul nu poate să bată în D6 deoarece pierde o piesă. Cu nebun bate la D6, damă bate, damă bate, cal bate la D6, turn bate la D6 și nebun bate la C3. Negrul are un nebun în plus, de aceea în partidă s-a jucat nebun la B7. Albul continua cu turn AC1, se aduce ultima piesă în joc, nebun la G5, dama este atacată și nebun la F4, dama la F6. Dezavantajul acestei mutări este că dama nu mai controlează pionii din B6 și D6, iar albul poate să îi atace. În partidă a continuat nebun bate la G5 și H bate la G5. Negrul nu a vrut să bată cu dama, deoarece se schimbau damele. Dama la E3, se atacă pionul din B6, iar negrul apără cu turn la C6. Dezavantajul acestei mutări este că turnul poate fi atacat cu B5 și dacă turnul merge înapoi, pionul din B6 este capturat. Dacă turnul vine la C5, calul poate să sară în A4 să atace turnul. În partidă, albul a jucat direct cal la E4, atacând pentru a doua oară pionul din B6. D5 atacă centrul și albul nu poate să bată în B6 datorită mutării D4, întrerupându-se legătura dintre damă și cal. Albul a bătut și avem o serie de schimburi în centru. E bate la D5, E bate la D5, C bate la D5, turn bate la C1, turn bate la C1, nebun bate la D5 și cal bate la B6. Se atacă nebunul, se amenință cal la D7, curculiță la turn și la damă. De asemenea, calul întrerupe legătura dintre damă și pion, iar acest pion din A6 poate fi capturat de nebun. În partidă avem nebunul la C6, se controlează câmpul D7, se intenționează nebun la B5, apărând pionul, dar în această poziție albul poate să bată pionul din A6 și să aibă doi pioni liberi conectați. Acesta este unul din planurile în final. Să atacăm pionii slabi ai adversarului, iar al doilea plan este acela de a ne împinge pionii liberi. Deci, bătând în A6 era o mutare validă. În partidă, albul a jucat damă la C3, cu intenția de a schimba damele, iar negru a răspuns cu nebun la B5. Pionul este apărat, iar albul a schimbat damele. Damă bate, cal bate la F6, nebun bate la B5, a bate la B5. În acest final, albul este cu un pion în avantaj, negrul are pion dubli pe coloana G, albul are un pion înapoiat în A3 și pentru moment negru nu poate să îl atace. În partidă, albul a început să își aducă regele în joc. Rege la F1, turn la B8, se atacă calul, iar albul provoacă schimbul de turnuri cu turn la C8 șah, turn bate la C8, cal bate la C8 și avem un final de cai. Planul este simplu, regele să vină să bată pionul din B5 și să ajute pionii A și B să se transforme în damă. Negrul a continuat cu cal la E4, se controlează D6, nu vrea să permită calului să vină să atace pionul, dar calul poate să meargă la A7, ceea ce s-a și întâmplat în partidă. Cal la D6, se apără pionul, rege la E2, rege la F8, ambii regi vor să ajungă cât mai repede în centru, rege la D3, rege la E7, rege la D4, rege la E6, F3, se controlează E4, se previne cal la E5, după ce regele merge în C5 să captureze pionul din B5, cal la F5 șah, rege la E4, cal la D6 șah, rege la D4, cal la F5, se pare că jucătorii vor să repete, dar albul nu vrea și merge să captureze pionul, să câștige. Cal la H4, se atacă pionul din G2, dar albul este mai rapid pe flancul damei. Negru poate să captureze toți pionii de pe flancul regelui. Cal bate la B5, albul are doi pioni conectați
Și e pregătit să împingă pionul A. Cal bate la G2, A4, cal la E1, se atacă pionul din F3 și poate o să dea un șah în D3. Cal la D4 șah, rege la E5, A5, cal la D3 șah, rege la C4, cal la B2, rege la B3. Dacă regele negru bate în D4, regele alb o să bată în B2. Cal la D3, rege 3, cal la F4, A6. Pionul alb are două câmpuri până să ajungă în A8, se transforme în damă. Cal la D5 șah, rege la C4, cal la B6 șah, rege la C5 și cal la D7 șah. Aceasta a fost ultima mutare din partidă. O continuare posibilă ar fi rege la C6, cal la B8 șah, rege la B7, cal bate la E6, cal la C6 șah, rege la D5, rege bate la A6, rege bate la C6, B5 șah, rege la C7 și rege la A7. Pionul din B5 se transformă în damă. Aceasta a fost partida dintre Constantin Lupulescu și Corina Peptan. Sper că ați învățat ceva din această partidă. Vă rog să vă uitați și la alte videoclipuri ale canalului meu. Și dacă v-a plăcut această partidă, apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pe curând, salut!